Bună, dragii mei! Sper că ați avut o săptămână care a trecut reușită, că ați reușit să rezolvați problemele voastre, să le depășiți, să aveți noutățile pe care le așteptați, să vă îndepliniți dorințele. Începe o nouă săptămână, a început deja și m-am gândit să fac astăzi o etalare care să ne dezvăluie care va fi norocul acestei săptămâni, pentru ce avem noroc, în ce domeniu, pentru ce ne vom bucura. Și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante, gândindu-vă așadar la norocul acestei săptămâni pe care îl puteți avea, surpriza plăcută a acestei săptămâni care poate veni către voi. Prima variantă este piatra roz, a doua este piatra albă, a treia este piatra verde. Dacă aveți o dorință pe care doriți în mod special să o rezolvați în această săptămână, gândiți-vă la aceea să vedem dacă chiar așa va fi, dacă se va îndeplini acea dorință, aceea va fi un noroc pentru voi. Și am să încep cu prima variantă. Varianta cu piatra roz. Să vedem care va fi norocul vostru în această săptămână. Dacă veți avea noroc în ceea ce vă doriți voi sau, atenție voi la piatra roz, că se grăbesc multe, dar pot fi și discuții, să știți, pentru niște bani. Pentru niște bani. Cu femeie sau pentru că voi sunteți femeie. Atenție aici că e o situație de ceartă și împăcare, despărțire, o chestiune legată și de bani. Da? Deci aici pot apărea astfel de situații de discuții legate de bani, de ceartă împăcare pentru bani sau pentru la servici, poate să fie aibă legătură și cu serviciu sau cu o concurență de la servici. Da? E vorba de o stabilitate aici, ceva sigur stabil, o casă stabilă, un serviciu stabil, o relație stabilă. Pentru o stabilitate pot apărea discuții care să destabilizeze exact, iată. Are legătură poate și cu niște drumuri. Da? Cu socializarea, cu drumurile, pot apărea totuși niște reușiteli de drum sau cu cineva din străinătate. Să vedem norocul vostru. Da? Să vedem pentru ce veți avea noroc. Am să scriu trei cărți. Să vedem așadar ce noroc puteți avea. Norocul vostru e prin credință, credință. Pentru unii poate să fie norocul rupe unei relații, să știți. Deci rugați-vă că se poate că se face lumină în viața voastră. Pentru voi poate fi norocul și o moștenire, care să vă aducă o stabilitate, poate să fie vorba de cineva mai în vârstă, poate. Duceți-vă la preot, pentru că voi aveți nevoie, poate să vă faceți o clarificare, pentru voi poate fi un noroc. Deci în această săptămână, așadar, credința joacă un rol important, e noroc pentru voi. Credința voastră, trebuie să fiți mai siguri pe voi în credință, pentru că vă văd aici oarecum într-un dezechilibru, poate fi dezechilibru de nu știți ce să faceți, dacă să stați pe loc, dacă să vă păstrați credința, dacă să credeți, dacă să aveți încredere în cineva anume. E posibil pentru unii să se rupă o relație, posibil pentru unii să apară o astfel de situație sau aflați un deces de o de pierdere a cuiva, dar pentru voi va fi cu noroc pentru că va aduce o moștenire. Să vedem. Da, aici e cineva poate din familie, din casă, sau cu care puteți face o casă. Sunteți în bifurcație, sunteți într-o chestiune de ales. Da? Deci atenție. Deci norocul vostru este să credința, casa, familia sau un tată care vă poate ajuta, sau un bărbat mai în vârstă, mai matur, care vă poate să vă facă să vă orienteze, pentru că voi sunteți aici într-un dezechilibru emoțional sau financiar sau de sănătate, de relații. Da? Deci primiți vești, norocul vostru va fi acest bărbat. Deci va duce noroc acest bărbat. Cine e protecție, putere, va duce sănătate, deci vă dă o stabilitate, un bărbat vă dă o stabilitate, asta va fi norocul vostru. Poate să fie vorba și pe cineva pe care l-ați pierdut, care vă dă totuși un noroc, o stabilitate, pentru că v-a lăsat o moștenire, v-a lăsat o casă, v-a lăsat ceva, ereditatea voastră poate să fie un talent, poate să fie un bun, poate să fie o amintire plăcută. Rugați-vă că aveți avea niște revelații în această săptămână. Alții, am zis, sunteți poate într-o oarecare dezorientare. Fiți atenți la visele de noapte. Unora vă pot veni în vis în noaptea, persoane care nu mai sunt, dar vă pot da niște indicații. E un noroc pentru voi acest lucru, că puteți comunica și la un astfel de nivel cu o persoană care nu mai este, poate și o astfel de situație. Pentru alții, am zis, poate apărea o despărțire ca un noroc pentru voi. Faptul că nu puteți mai sunt, că nu mai trebuie să vă mutați, poate unii trebuie să vă mutați, sunteți în această bifurcație de drumuri în care trebuie să decideți unde să vă duceți și poate unii vă duceți să vă duceți acasă, la familie. Familia vă dă noroc.
locurile natale, părinții, bunicii, moștenirile din familie. Pot apărea niște secrete în această săptămână. Pentru voi vor fi un noroc, pentru că poate chiar dacă pe moment vă întristează acele secrete, acele intrigi care le aflați, pentru voi va fi un noroc, pentru că vă va orienta, vă va face, decide să vă duceți într-o anumită direcție, să luați o anumită decizie. Pentru că vă văd aici comunicarea, vă aduce mult noroc și chiar protecție legată de muncă sau de bani, sau faptul că aveți o casă, ceva moștenire de la bunici, de la părinți. Da, deci vă văd aici, acesta va fi noroc, pe neașteptate poate veni. Pentru unii poate să vină pe neașteptate și o moștenire. Da, deci din partea unor rude. Cam asta e ce văd eu așadar pentru prima variantă, norocul vostru în această săptămână. Și haideți să vedem și la varianta a doua, varianta cu piatra albă, care va fi norocul vostru în această săptămână. Pentru ce vă veți bucura voi în această săptămână? Ce noroc veți avea? Aici și voi o bifurcație. Trebuie să faceți o ordine în viață. O ordine, o curățenie, însă în relații, în servici. Atenție și la răzbunări aici. Da? Deci o să descoperiți că asta e norocul vostru. Veți avea de luat o decizie și în felul acesta veți face puțină ordine. Se va alege, să zic așa, negru de alb, binele de rău. Veți vedea mai mult, veți avea mai multă claritate. Exact, aici îmi pare că norocul vostru este că aveți aici niște șoricei care vă rod, aveți niște griji. Pentru voi va fi un noroc acest lucru. Aceste griji vă fac să fiți mai sensibili, mai înțelepți, să apelați poate mai mult la familie, să vă îngrijiți mai mult de familie, de copii, să faceți o curățenie, ordine. Poate apărea o ceartă care va face oarecare ordine, că nu mai suporta să mai fiți roși de alții, spre exemplu, da? Să vă facă griji, să vă streseze. Deci se pare că pentru voi va fi un noroc ce se va întâmpla în această săptămână, grijile care le veți avea sau stresul pe care le veți avea, aceste persoane care încearcă să vă fure, să vă roadă, poate să fie vorba și de persoane care stau pe spinarea voastră, vă rog, din proviziile, din munca voastră. Dar voi rugați-vă, fiți atenți la visele de noapte că vă inspiră, familia va joacă un rol important, poate aibă legătură și cu familia, apar niște discuții, niște intrigi, dar puteți face o claritate, poate chiar pe o ceartă. Deci e vorba de o trădare, veți descoperi aceste trădări. Poate să fie vorba de și persoane din străinătate sau veți fi voi, veți decide ce să faceți, să plecați, să nu plecați în străinătate sau atenție cu persoane din străinătate că poate vă încearcă să vă fure, să vă înșele, să vă trădeze, să vă... Apare aici o situație, e pentru voi... Aflați secrete. Pentru voi va fi un noroc aceste secrete care le aflați voi. Veți fi protejată, poate și datorită intuiției unele dintre voi ca femei. Poate lucrați și cu ezoterismul. Veți face că văd aici și o chestiune karmică. Aveți ceva de rezolvat din trecutul vostru. De niște acte, poate, legate de străinătate sau de țara natală. Sau... Dar apare și o trădare, o înșelătorie. Da? Apare o femeie. Va duce niște obstacole o femeie. Deci norocul vostru e că va descoperi aceste lucruri și apare cearta, deci atenție și la sănătate. Deci pentru voi e un noroc toate aceste lucruri, să țineți minte. Deci norocul vostru în această săptămână este că veți avea niște probleme, niște griji, niște dificultăți, niște trădări, înșelături, dar spre bine. Pentru că în felul acesta vedeți mai clar lucrurile, veți putea să luați o decizie, vă curățați karma, suferința asta prin care veți trece este o pedeapsă și după ce veți trece de această pedeapsă, voi veți avea mai mult succes și mai multă reușită, dar trebuie să faceți și voi o claritate, că sunteți într-o stare de confuzie, să vedem de ce. Aveți niște dificultăți legate de acte de vești, aflați secrete, veți găsi soluții, deci veți lumina. Deci exact ce am spus. Deci pentru voi va fi tot răul spre bine, pentru că veți lua niște decizii și veți primi vești sau veți trimite veștile, veți găsi soluția care e la problemele care le aveți să le rezolvați. Și să aveți această claritate, această revelație, acest succes de sănătate, de servici, veți găsi, veți face chiar un contract, poate, veți vă mutați în altă casă sau vă cumpărați ceva nou, apar noutăți, apare succesul, dar întâi treceți prin această clarificare, da? Veți descoperi niște foții, veți descoperi cine vă stresează, veți descoperi de ce,
Da? Și acest lucru pentru voi va fi un noroc, cu toate dificultățile care pot apărea, pentru voi sunt tocmai ca să vă aducă la acest succes, să vă luați o decizie, să vă curățați karma, să vă, cum se spune, să vă terminați cu pedeapsa, să vă sunteți, e pedeapsă divină, ca să zic așa, divinitatea vă tot dă tot felul de încercări pentru ca să vă aducă la mai multă înțelepciune, la mai multă credință, la mai multă gândire pozitivă, la mai multă, să fiți mai siguri pe voi, să știți ce vreți, să nu mai fiți confuz, să nu vă mai lăsați duși de val, să vă ancorați, da? Să fiți mai, vedeți aici ancora, să vă ancorați, să fiți mai puternici, da? Să fiți mai stabili pe voi, să nu vă mai bată vântul de colo-colo. Să știți să vă alegeți cu grijă anturajul, ca să nu mai aveți stresul, să nu mai aveți problema. Sunt și niște chestiuni legate poate din familie, din trecutul, din copilăria voastră, care trebuie rezolvate. Poate că aveți niște, ați crescut într-o, ați fost nesiguri sau sunteți nesiguri pe voi pentru că nu ați fost educați să fiți siguri pe voi. Deci sunt niște traume din copilărie care trebuie rezolvate și voi le puteți rezolva în această săptămână. Aveți cheia, aveți aceste acte, informații, vești care vin. Puteți să le găsiți veștile poate pe internet sau prin studiind, poate prin noi studii. Apar poate o școală, contract de studii sau contract de un loc de muncă care va aduce mai multă lumină, deci mai multă sănătate. Veți face o clarificare, da? Deci pentru că văd aici studiile. Deci unii, sau ați afla niște lucruri importante, revelațiile acestea care vin în urma unor discuții, unor certuri, poate chiar, unor confuzii, poate chiar, da? Deci vă văd că veți, aceasta e noroc pentru voi. Și haideți să vedem și la a treia variantă, la varianta cu piatra verde. Ce va fi noroc pentru voi în această săptămână? Care este norocul vostru în această săptămână pentru voi? Pentru ce vă veți bucura în această săptămână? Oh, se grăbește socializarea, vezi, comunicarea. Poate veți fi așa, poate și într-o dificultate de a găsi drumul către inima cuiva sau, da, e un bărbat și o femeie aici. Poate să fie vorba de cuplu. E dificultatea de a comunica, poate, să vedem norocul vostru. Da, e o dificultate aici de a vă face, aici credința poate pe voi, aveți nevoie, norocul vostru este că sunteți femeie sau o femeie va fi noroc pentru voi, da, poate o femeie din viața voastră sau o femeie cu care voi veți avea de-a face în această săptămână, poate să vă aducă noroc. Aici vă văd și cu acest buchet de crin care semnifică puritate, semnifică credință, da? Deci sau poate chiar o prietenie cu cineva mai matur, cu cineva mai pur, cu cineva care aveți o corespondență spirituală, să zic așa, deci vă regăsiți pe un plan spiritual, un respect pe care îl puteți avea, poate sau veți apela la un preot. Vă văd aici într-o dificultate totuși de orientare, o chestiune karmică, poate aveți ceva de, cum să spun, de reparat din trecutul vostru, poate cu cineva mai în vârstă, cu un bărbat, poate și acest lucru, sau un bărbat pentru voi vă va sfătui, poate un preot sau un bărbat mai matur vă poate sfătui într-o problemă dificilă prin care voi treceți, puteți să depășiți. Da, deci este, e clar că poate voi sunteți într-o dificultate din cauza unui model de comportament, poate că din cauza, așa cum v-a educat pe voi tatăl, spre exemplu, sau relația cu un bărbat mai matur e o problemă aici, vă neliniștește, dar pentru voi este un noroc pentru voi această neliniște. Sau e un bărbat care e foarte neliniștit pentru voi, poate să fie și acest lucru, e un noroc pentru voi. Trebuie poate să vă găsiți un model mai clar de comportament, trebuie să vă găsiți o credință, să știți exact în ce credeți, în cine credeți. Da? Deci pentru voi va fi un noroc aceste credințe cu care voi vă veți confrunta în această săptămână. Comunicare, deci puteți face cunoștință cu o femeie sau voi veți comunica mai mult, puteți primi ceva de la un bărbat mai matur, de aceea în sus poate e vorba de tată, o răsplată. Da, puteți face cunoștință cu cineva, poate care are aceleași credințe cu voi,
Voi sunteți acum, poate în așteptarea să vă urmați steaua destin. Veți primi vești. În această săptămână, norocul pentru voi este că veți îndeplini un vis. Veți fi iertați, poate vă veți găsi iertarea, vă veți regăsi credința, vă veți regăsi încrederea. Ia să vedem ce-i cu aceasta. Aici, atenție să nu vă certați. Sau după o ceartă, vă puteți împăca cu cineva. Apar vești. Apar vești, da, e posibil să fie vorba de cineva din trecutul vostru, poate să fie vorba de tată sau un bărbat care vă este credincios, da? Care e dezorientat, poate să fie o persoană care e dezorientată, cu care ați avut o ceartă, poate și apare, exact, poate să fie vorba de un bărbat cu care ați avut o ceartă, se face o clarificare, puteți poate chiar împăca, revedea, exact. Mi-apare aici, poate apare o propunere de căsătorie, exact, deci puteți afla de o căsătorie. Norocul vostru va fi această căsătorie. Rugați-vă, pentru că vă veți îndeplini destinul, va apărea, veți cunoaște acel, dacă nu sunteți singure și nu aveți pe nimeni, e posibil ca în această săptămână să cunoașteți acel bărbat care să vă aducă căsătoria. Da? Deci îmi pare că cineva vrea să vă ofere, vrea împăcare, vrea, poate să fie cineva din trecutul vostru. Sau poate să fie o persoană care are credință diferită de voi. Poate să fie o chestiune și de acest gen, da? Poate să fie o persoană de acest gen sau veți găsi pe cineva cu care să vă înțelegeți bine din punct de vedere spiritual, care chiar dacă nu are aceleași credințe cu voi, poate are aceleași idealuri de viață, spre exemplu, da? Deci din punct de vedere spiritual vă puteți regăsi. Poate ați avut o discuție, o ceartă, o neînțelegere, faceți o clarificare și acum poate să vină, se poate întoarce destinul în favoarea voastră, că îmi pare aici fidelitate, păstrați-vă credința. Că voi puteți părea un pic dezorientați, ar putea să spun că mai degrabă este să, bine să vă păstrați credința, să nu vă schimbați credința. Păstrați-vă principiile, valorile, poate cereți sfatul unui preot sau un tatălui, da? Sau cereți-vă iertare tatălui, pentru că dacă voi vă împăcați cu persoane din familia voastră, norocul vostru va fi că va ieși în calea voastră acest bărbat. Deci îmi pare că voi veți cunoaște pe cineva. Acesta va fi un noroc pentru voi. Voi ca femeie, e noroc că sunteți femeie sau veți printr-o femeie și un bărbat puteți cunoaște pe cineva care să vă căsătoriți, să vă aducă căsătorie, vă aduce un inel sau un contract de muncă, dar fiind și cartea e dragoste aici lângă, ar spune că e vorba de o căsătorie din dragoste. Da, deci un bărbat pare aici care vă ține un inel pentru a vă căsători din dragoste. E un noroc pentru voi. Căsătoria din dragoste sau poate să fie vorba de copilul vostru, poate să fie și o astfel de situație, cei care sunteți, aveți un copil de căsătorie, pentru voi va fi un noroc acest lucru, pentru că se căsătorește, pentru că e fericit, fericirea lui, deci că văd aici știi, prezența și a unui copil, deci apar noutăți, apare o mutare, o schimbare, ori vă mutați, ori că faceți un nou contract, după o ceartă se face o clarificare, voi sunteți aici într-o dezorientare, dar vă veți orienta, vă veți găsi credința, veți găsi acea persoană în care să credeți, care să vă fie fidelă și care să fiți fidele. Deci, văd așa, indiferent că sunteți bărbat sau ca femeie, deci norocul vostru este că sunteți femeie, norocul vostru este că sunteți bărbat, norocul este să cunoașteți un bărbat sau o femeie în această săptămână care să vă ofere dragostea, iar voi ca bărbat poate chiar veți oferi cuiva, veți cere cuiva mână, veți dori să vă căsătoriți din dragoste. Puteți chiar așa de tare să fiți îndrăgostiți în această săptămână încât chiar să vă gândiți serios la dragoste, la căsătorie. Dar e noroc pentru voi. Sau dacă sunteți căsătoriți într-o familie, aveți deja, pare că în această săptămână, după o oarecare clarificare, ceartă, poate apare și o discuție, așa în contradictoriu, se poate face o clarificare și să fie mai multă armonie și dragoste în familie, în relația voastră, poate și datorită unui copil, poate și datorită unui bărbat sau unei femei care intervine să vă ajute, să vă clarifice, să vă intervină pentru voi. Da, credința joacă și un rol important, un bărbat, am zis, veți primi niște bani, norocul vostru vor fi și niște bani în această săptămână, deci banii pe care îi veți primi în această săptămână pentru voi aduc noroc, deci vă văd aici că veți primi un sprijin, da, deci sprijinul poate să fie sub mai multe forme, de sfaturi, de vorbe, de încurajări, de lucruri materiale, da, a venit sub multe forme, deci acesta va fi noroc pentru voi, cu toate că veți trece pentru o ceartă și veți trece pentru o confuzie, dar tot acestea vă vor aduce acest bărbat
cu dragoste și cu căsătorie sau un nou serviciu, un nou contract, chiar poate o mutare undeva, acte, ceva nou care apare în viața voastră, dar trebuie să întâi să faceți curățenie, că atunci când vrei să faci, să-ți renovezi casa, deci scoți totul, faci, arunci ce nu-ți mai trebuie, deci faci o curățenie, în general o clarificare și apoi aduci noul în casa ta și vine această energie proaspătă a iubirii, a dragostei, a sentimentelor împărtășite, a colaborării, să zic așa, adică poate să vină și în formă de contract de muncă sau contract de căsătorie sau de casă. Deci aici depinde la caz la caz, dar eu vă văd că foarte mult va lucra în această relație, în această săptămână pentru voi, noroc, comunicarea, felul în care veți ști să comunicați, să poate trebuie să comunicați clar, pe înțeles, da? Sau să cereți mai multe lămuriri. Joacă un rol important, poate va trebui să vă decideți cu cine vă căsătoriți, cu cine vreți să fiți. Aici poate apărea o situație care va duce noroc. Cam asta e ce văd eu și pentru a treia variantă, norocul vostru pentru această săptămână. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că vă sunt de folos și că veți avea o săptămână reușită din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați canalul meu de YouTube, Crista Roș, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!